și cucuruza Betty. Foarte mult. A hotărât să facă această seară un pic mai veselă și un pic mai plăcută. Și desigur, noi avem așa o întrebare. Dacă tu știi de la cine vine surpriza? La părinți. Așa, de la partea de la cei dragi. Primește, rog frumos, și sufră tortul. 17. Așa, bravo, primește tortul de la noi. Și desigur avem și un mesaj frumos scris pentru tine. Dragul meu frate, tu ești sprijinul și protecția mea. Îți doresc un milion de drumuri deschise pentru realizarea tuturor visurilor. Să ai cei mai loiali și de încredere prieteni. Să-ți atingi toate obiectivele. Să ai un vis și să mergi în mod intenționat spre el. Să nu fii atent la opiniile oamenilor, ci să trăiești așa cum dorești, fără teamă de a fi judecat. Și cel mai important sunt părinții, care au un rol foarte important în viața noastră. Ei merită tot respectul nostru. Îl merită pentru că au sacrificat multe pentru noi, pentru că ne-au fost mereu alături atunci când am avut nevoie de ei și ne-au atins mereu mâna ca să ne prindă. Ei simt mereu când avem nevoie de ajutor. Sunt singurele persoane în care putem avea încredere deplină. Fii cu minte, ascult de ei și mergi cu capul sus înainte. La cuvintele spuse se alătură și bunica Ilea, care la fel este departe de tine. La mulți anișor scumpul nostru, cu mult drag, de la toată familia, sora anișoara, părinții Oleg, Mariana și bunelele Vera și Lilia. Un sincer, la mulți ani! Încă o dată! La mulți ani! Și încă o dată! La mulți ani! Bravo!
așa o diplomă frumoasă tot pentru tine și un cadou tot pentru tine și desigur venim cu melodii frumoase pentru toți oaspeții, pentru părinții, pentru cei dragi care au venit astăzi la așa frumoasă aniversare. Și vă putem de la pără frumoasă pentru cel mai scump băiat. Să trăiască băiatul nostru, vedem în fața la să trăiască toți prieteni, ștori familia la mulți ani și nu mă bine. Dacă ai trăia băia, voi ai în viață un bărbat. Mai ai în viață ajutor, în ciuta dușmanilor. Păi ai în viață un bărbat, păi ai în viață ajutor, în ciunta dușmanilor. Păi am un băiețel frumos și sunt tată norocos. El e tot ce ne-am dorit și sunt tată fericit. Păi am un băiețel frumos, e tot ce mi-am dorit și sunt tată fericit. Let's go.
și-a plecat într-un zidim ușor. Când am de foarte la când l-a iubit în fel, și se pare că se-n poate tot. Când am de foarte la când l-a iubit în fel, și se pare că se-n poate tot. Fiecare din voi un microfon, dar câte un cuvânt, câte un cuvânt de felicitare, ce mai ales cuvinte pentru prietenul vostru. Din toată inima îți dorim un cuvânt. Sănătate! Mulțumesc! Așa de greu și strașnic? Fericire! Bucurie! Hai că ne mergem la masă! Iubire și fericire! Sănătate și bucurie! Prieteni adevărați, sănătate, și-o să iau de din de băie. Foarte corect. Părinți fericiri. Pace. Sănătos fii. Speranță. Numai bine. Și un sincer de la toți, ce? La mulți ani, încă o dată! La mulți ani! Și uite de... O să șapte, o petrece, tu oameni dragi, cum dorești inima. Astăzi este ziua ta, sus la faile ce plin. Împreună, până zârbe, te pui. Pe toată lumea spune, toată lumea scânde. La mulți ani! La, 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 la mulți ani de zi. Așa părinți, așa sărioară. Ce spun? N-am emoții. Fără cuvinte. Mulțumesc frumos! La mulți ani! La mulți ani! La